Bună. Și așa drumuri cu gropi marcate doar cu iarbă. Nici nu-i de mirare că se întâmplă accidente rutiere. E adevărat că aici e mai mult vina șoferilor. Incredibil, dar aici denivelările semnalate. Totuși accidentul nu a putut fi evitat. Un șofer e cam pe română. Sau nu e șofer, e doar proprietarul mașinii. Ambuteiaj cu ocazia asta. Unii vor să vadă, alții vor să treacă. Cam ceartă. De-a mai târziu. Inutil și contraproductiv.